micuța Zara, Nicole, numele este, am zice noi, foarte curios, unul dintre ele, Zara, că ne fratește Sara sau Zara, că nu înțeleg bine. Băi, înțeles bine, Zara, nu Sara. Dar celălalt nume l-a purtat străbunii cu acestei copile, Nicolae. Unul dintre nepoții lui este Nicolae. Doi dintre strănepoții lui sunt Nicolae. Unul avem în fața noastră și sora lui Nicoleta, tot Nicolae. Și iată că din strănepot vine tot Nicolae. Un nume care nu știu ce înseamnă prea mult, dar un nume care a rămas în familia noastră. Hai să cântăm și apoi cu ultimul verset ne ridicăm în picioare și fratele Dorin va citi cuvântul, eu voi ține copilul în brațe și apoi fratele Dorin să va ruga pentru el, punându-și mâinile peste el. Mama mea, și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le,
așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Zara Nicol. Amin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine, Zara Nicol, și să se îndure de tine. Amin. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine, Zara Nicol, și să-ți dea pacea. Amin. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Amin. Tată Sfânt, venim în prezența Ta. Venim înaintea Ta, Doamne, cu Zara Nicol, cu Nic și cu Laura și cu toți copilașii lor, cu toată familia Munteanu. Venim în prezența Ta. Cu toți cei de față, cei dragi, bunici, prieteni, rude, toată biserica, într-un gând, într-un glas, într-o inimă și un cuget, puneți mâna Ta peste Zara Nicol și binecuvântează. A fost adusă la casa Ta, recunoscând prin aceasta că este binecuvântarea Ta și este copilul pe care Tu l-ai trimis în casa lor. Și acești părinți, cu frică de Domnul, înțeleg să vină să aducă copilul la casa Ta și să fie închinată Domnului. Ea este închinată Domnului ca mâna Domnului să fie peste ea. Fiecare zi a vieții ei. Binecuvântează-o cu o creștere armonioasă și frumoasă, sănătoasă. Păzește-o, Doamne, de tot ceea ce nu se poate păzi. Și nici oamenii nu pot să o păzească, ci mâna Ta cea bună să se odihnească peste ea. Paza Ta și binecuvântarea Ta să fie peste ea. Să fie peste familia aceasta, Doamne. Să fie peste Nic ca și tată, ca și preot în casa lui, să fie peste Laura ca și mamă a credinței, o mamă puternică și destoinică, să fie peste fiecare copilaș al lor. Prezența Ta și binecuvântarea Ta să fie în casa lor. Coboară-te la altarul lor, răspunde la rugăciunea lor, să nu lipsească pâinea de pe masa lor, dar să nu lipsească unde lemnul, Doamne. Să nu lipsească prezența Ta și ungerea Duhului Sfânt din familia lor. Ocrotește-i, păzește-i și condu-i, Doamne. Și ajută-i să crească copiii aceștia pentru slava Ta. Așa să o crească și pe Zara Nicol, pentru slava lui Dumnezeu. Fă din ea un vas de cinste. Fă din ea, Doamne, un stâlp săpat frumos care face podoaba caselor împărătești. Așa spune Scriptura Ta Sfântă. Fiicele noastre sunt niște stâlpi săpați frumos. Ajută-i, Doamne, în modelarea caracterului și caracterul acesta să te oglindească pe tine, să te reflecte pe tine și toți copiii lor și toată casa lor să fie pentru gloria și slava numelui Tău o mărturie, Doamne, în Israel, că Tu ești binecuvântarea, Tu ești Tatăl lor, Tu ești Cel care poartă de grijă. Încredințăm micuța în mâna Ta. Așa încredințăm și părinții și toți copiii și toată familia. Și te rugăm, pune mâna Ta peste toți și în special peste Zara Nicol și fie numele Tău slăvit în veci de veci. Amin. Multă bine. Thank you.
trecem la partea finală a lucrării pe care o avem de făcut împreună în această dimineață și vom deschide Sfânta Scriptură la 1 Corinteni, capitolul 11 și vom citi textul potrivit pentru cina Domnului. Aș vrea ca să îi fac pe frați, pe surori să înțeleagă, după obiceiul pe care îl avem și după expresia care spune first come, first serve, nu-i așa? Cina Domnului am avut o planificată și o avem planificată în prima duminică a fiecărei luni. Când fratele Nic a venit și mi-a spus că vrea să vină cu, vor să vină cu micuța la binecuvântare, le-am spus, avem cina Domnului în prima duminică a lunii decembrie. Dacă nu vă deranjează să facem amândouă lucrările într-o zi, cina Domnului nu o planificăm în altă duminică. Și-a spus, nu contează, e bine așa. De aceea, cina Domnului o ținem, pentru că a fost planificată. Dacă ei au venit și au plăcut în felul acesta, noi le-am dat curs și cei care sunt aici și n-ați înțeles lucrul acesta, iată că vi l-am făcut eu de cunoscut. În Epistola Apostolului Pavel către Corinteni spune că ce am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel după cină a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și veți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul Domnului și de sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului și mă opresc aici. Amin. Vă rog să ocupați locurile, să cântăm o cântare care este mobilizatoare pentru noi, care mie îmi place. Nu-i de sorginte românească, nu-i făcută de poezi români, dar prinde bine la noi că e tradusă în limba noastră. El ne-a iubit venind de lume. Prin cina Domnului, prin lucrarea aceasta, spune Sfânta Scriptură și spunem noi, mărturisim noi, de ori de, ori de câte ori facem lucrarea aceasta, o facem pentru a ne aduce aminte că Domnul nostru Iisus Hristos a venit în lumea noastră. Repetăm lucrul acesta și îl spunem fraților, îl spunem nouă, ca să nu uităm. Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră ca să împlinească voia Tatălui pentru mântuirea noastră. Și în felul acesta a trebuit să treacă pe la cruce. În felul acesta a trebuit să fie ascultător. În felul acesta a trebuit să împlinească voia Tatălui în toate lucrurile, în cele mai mici amănunte. Și cântarea pe care o cântăm vorbește despre această valoare a venirii Lui în lume.